breakfast, înapoi la subiectul de mai devreme. Da. Am aflat că poți trăi decent în România, cică, așa zic niște specialiști ai statului român, cu 11 lei pe zi pentru mâncare și 2 lei pentru diverse produse și servicii. Iar noi te-am întrebat ce faci de 13 lei și a venit momentul să sărim pe WhatsApp-ul ăsta, pentru că este on fire. Cu 13 lei mă duc să mai fac încă 10.000 și poate ajung. Wow, da, bun. Specialiștii e proști, zice cineva. Bună dimineața, da. Să trăiască acești specialiști cu banii ăștia. Cumpăr un sandwich și o sana. Uite, sandwichul nostru de la magazin, de care apropo chiar mi-o da. Atât, dar trei, ce face? Tăiem trei bucățele, te rog, azi ne luăm un sandwich și îl tăiem fiecare. Trei bucățele, masa de dimineață, micul dejun, prânzul și seara. Bătaie de joc, mai mult de 13 lei dau pe bilete la loto zilnic. Păi stai mă, tată, că și tu acum a fost cel mai bun exemplu. Da. Adică și dacă ai 13 lei, dai pe un bilet. Dar poate specialiștii auzi ca tine. Că știți la loto mult și, domne, cu cât ai trăit? Eu trăiesc cu 13 lei. Atât am scos din buzunar. 13 lei îmi ia mașina la pornire. O pâine e 8,8 lei. Mai taie din semințele alea. Mănâncă și tu cu două semințe. Hai mă, că alea nu sunt chiar așa scumpe. Uite, încercați să dați de un politician să vă spună ce poate face cu 13 lei. O, nebunie. Am auzit că la cantină e mai ieftină. 4 lei cu o ceafă de porc acolo. Da. Dar cum să mai mănânci? Cum? E un act canibal dacă mănânci ceafă de porc la cantina din parc? Bună dimineața! Mănânci mămăligă cu pâine și apă de la chiuvetă. Dimineața, 13 lei, mănânc o pleșcăviță. Bună seara! O ce? O pleșcăviță? Vezi că milfoiul e 16 lei. 0734 3 de 6 3 de 0. Ce faceți for real cu 13 de lei în ziua de azi? Uite, 13 lei mă chinui o zi să nu mănânc și să-i strâng pentru a doua zi ca să am 26. Ca să ții țigări, nu? Asta vrei să faci, 13 lei pe zi la care mai adaug și eu 10, pot să-mi iau țigări altcineva. V-am prins! Bună dimineața, 12 lei, 5 foietaje cu cârnăciori de la... Bam, bam, bim, bam. Cu 13 lei mă duc să mai fac încă 10.000 și poate ajung. Wow, da, bun. Specialiștii e proști, zice cineva. Bună dimineața, da. Să trăiască acești specialiști cu banii ăștia. Cumpăr un sandwich și o sana. Uite, sandwichul nostru de la magazin, de care apropo chiar mi-o poftă. Atât, dar trei, ce face? Tăiem trei bucățele, te rog, azi ne luăm un sandwich și îl tăiem fiecare. Trei bucățele, masa de dimineață, micul dejun, prânzul și seara. Bătaie de joc, mai mult de 13 lei dau pe bilete la loto zilnic. Păi stai mă, tată, că și tu acum a fost cel mai bun exemplu. Da. Adică dacă ai 13 lei, dai pe un bilet. Dar poate specialiștii auzi ca tine. Că știți la loto mult și, domne, cu cât ai trăit? Eu trăiesc cu 13 lei. Atât am scos din buzunar. 13 lei îmi ia mașina la pornire. O pâine e 8,8 lei. Mai taie din semințele alea. Mănâncă și tu cu două semințe. Hai mă, că alea nu sunt chiar așa scumpe. Uite, încercați să dați de un politician să vă spună ce poate face cu 13 lei. O, nebunie. Am auzit că la cantina e mai ieftină. 4 lei cu o ceafă de porc acolo. Da. Dar cum să mai mănânci? Cum? E un act canibal dacă mănânci ceafă de porc la cantina din parc? Bună dimineața! Mănânci mămăligă cu pâine și apă de la chiuvetă. Dimineața, 13 lei, mănânc o pleșcăviță. Bună seara! O ce? O pleșcăviță? Vezi că milfoiul e 16 lei. 0734 3 de 6 3 de 0. Ce faceți for real cu 13 de lei în ziua de azi? Uite, 13 lei mă chinui o zi să nu mănânc și să-i strâng pentru a doua zi ca să am 26. Ca să ții țigări, nu? Asta vrei să faci, 13 lei pe zi la care mai adaug și eu 10, pot să-mi iau țigări altcineva. V-am prins! Bună dimineața, 12 lei, 5 foietaje cu cârnăciori de la... Bam, bam, bim, bam. Hai pe piesa asta, spuneți-ne ce faceți cu 13 lei. Down on me. Veronica Trandafir, Andrei Nicolae, suntem cu voi. Good morning.